Replica Ucrainei, după ce Putin a semnat un decret pentru a crește numărul armatei rusești, trebuie să cumpărați 2 milioane de pungi de caroserie. Răspunsul Ucrainei nu a fost întârziat după ce Vladimir Putin a semnat joi un decret care crește numărul armatei rusești cu 137.000 de soldați, potrivit SKY News. Într-un tweet concis, Ministerul Ucrainei Apărării spune că, dacă Rusia vrea să și crească armata la 2 milioane de soldați, va trebui să cumpărați 2 milioane de saci de cadavre. Nici măcar nu au început. Rusia intenționează să crească numărul personalului de la forțele armate la mai mult de 2 milioane. Pentru a pune în aplicare decretul președintelui lor, Ministerul Rus al Apărării trebuie să cumpere 2 milioane de pungi de cadavre, arată tweet-ul. Chiar au început. Rusia plânge pentru a crește numărul personalului forței armate la 2 milioane. Pentru a pune în aplicare decretul președintelui lor, Ministerul Apărării din Rusia în urmărirea a 2 milioane de pungi de corp. QTVD09FVD, Apărarea Ucrainei 25 august 2022. Personalul armatei rusești va ajunge astfel la 1.150.628 de soldați, potrivit acestui decret, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023. Șeful Kremlinului a creat în noiembrie 2017 cu 1.013.628 numărul armatelor armatei rusești, după prima creștere a efectivelor militare, apoi prima dată după aproape un deceniu. După noua creștere a numărului de armate rusești și, de asemenea, luând în considerare personalul său civil, aceasta va ajunge la un total de peste 2 milioane de membri.